În data de 7 iulie, în Biserica Ortodoxă va fi sărbătorită Sfânta Mare Muceniță Kyriaki, care de peste două veacuri ocrotește Episcopia Hușilor. Cu această ocazie, la Catedrala Episcopală din Huș, în zilele de 6 și 7 iulie, credincioșii din județul Vaslui și nu numai sunt așteptați să participe la sărbătoarea eparhiei. Pentru a întâmpina cum se cuvine această sărbătoare importantă pentru Episcopia Hușilor, la Catedrala Episcopală a fost pregătit un program liturgic special. În după amiaza zilei de joi, 6 iulie, de la ora 17, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Episcopală din Huș, la slujba vecernei mari și a litiei, în cinstea Sfintei Marii Mucenițe Kyriaki. După slujbă, va urma tradiționala procesiune cu moaștele sfintei în orașul Huș, pe traseul deja obișnuit. An de an se creează o atmosferă aparte în oraș, cu prilejul acestei procesiuni cu moaștele sfintei care ocrotește întreaga eparhie. De altfel, municipiul Huș este singurul loc din țară unde se păstrează moaștele sfintei Mari Mucenițe Kyriaki. Pelerinajul cu moaștele sfintei are o istorie aparte, întreruptă abrupt de regimul comunist ateu, perioada în care a fost închisă și episcopia, dar reluat acest pelerinaj în prezent. De pildă, în perioada interbelică, avem mărturii potrivit cărora credincioșii de pe ambele maluri ale Prutului veneau la Huș pentru a cinsti pe Sfânta Mare Muciniță Kyriaki, cu conștiința că Sfânta îi ocrotește în supărările lor, în necazuri și în boli. După cum avem o consemnare de la arhiereu Veniamin Pocitan de la 1933. În ziua de vineri, 7 iulie, de Sfânta Kyriaki, Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 9 în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, alături de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și de preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului. După slujbă va avea loc și sfințirea și inaugurarea Centrului Medico-Social Sfânta Mare Muciniță Kyriaki al Asociației Filantropia Ortodoxă Huș, aflat în incinta episcopiei. Aș vrea să reamintesc faptul că Sfânta Mare Muciniță Kyriaki este, alături de Sfinții Apostol Petru și Pavel, ocrotitoare atât a Catedralei din Huș, cât și a întregii Episcopia Hușilor. De altfel, chipurile Sfinților Apostol și a Sfintei Kyriaki se regăsesc pe stema episcopiei noastre. În Catedrala Episcopală din Huș se păstrează din anul 1787 un fragment din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Kyriaki. Sfintele moaște au fost aduse de la Mănăstirea Marea Lavră din Sfântul Munte Athos.